Colegul meu, Marian Bamboi, mă întreabă dacă e gata pauza. Pauza este gata, suntem împreună cu voi, împreună cu uh, domnul doctor veterinar uh, Emanuel Ecedi și cu domnul Daniel Muraru, care este crescător de câini de Golden Retriever. Și uh, vorbeam despre jambaj, vorbeam despre cei care vând orice altceva, în afară de câinii. Pe care i-am dorit și care credem că sunt de rasă. Deci, ce trebuie să facem ca să fim atenți? Domnul doctor, domnule Moraru? Există pe site-ul Asociației Chelonice Române, ach.org, Ro, uh -huh. standardul fiecărui ras în parte. E simplu, suntem în era informaticii. Uh -huh. Intrăm acolo, la un clic distanță. Și aflăm cum ar trebui, ce culoare ar trebui să aibă, putem afla uh, canisele uh -huh. respective care cresc câini de rasă, adevăratele canise, nu înmulțitori ăștia, cum le zic eu, care dacă fată cățeaua 10 ar vrea să-i trăiască 11 ca să aibă ce vinde. Mai sunt alte persoane care au făcut foarte multe importuri din uh, alte țări și au adus la pachet uh, câini care 80% îndeplinesc standardul rasei, dar uh, nu sunt uh, din părinți care au fost selectați cum trebuie și pot avea anumite tare genetice. Uh -huh. Da, ok. El are culoarea, are mărimea câinelui respectiv, dar dacă, să spun, dantura pentru anumite rase nu este ok, să zic, prognatism sau brevinatism și ei au acest deformare genetică, îi reproduc chiar dacă nu. Am văzut chiar filmulețe din așa zisele canise, unde bă, câinii sunt într-o cameră, puși în niște cuști foarte mici, acolo urinează, acolo nu se plimbă, nu nimic, nu mai se reproduc. Eventual folosesc anumiti, poate să folosească anumiti hormoni ca să intri mai repede în călduri, și în loc să avem un câine pe care îl dorim. Să fie din uh, rasa respectivă și cu o selecție riguroasă făcută după mai multe generații, uh -huh. ne trezim cu uh, foarte. Cred că sute de câini s-au adus în Bacău și vă, cunez, vă spun uh, știind foarte bine cine a adus uh, și au venit foarte mulți la cabinet. Uh, și de cu... ce nu vă duceți să să-l să, să Zic și eu. Bun. Acum, cu ce... să -și Ei... spuneți că oamenii se păcălesc. mor să se mai păcălească și alții. Sunt discuții pe forum. Sau nu aveți unde să vă duce să spuneți. Uh, ok. Bun, știți ce spun uh... mm. respectivele persoane? Zice, voi să fiți mulțumiți voi, doctorii, că aveți pe ce lucra. Foarte tare, deci, deci... a ajuns până aici. Să fiți mulțumiți că datorită. Nu se pare foarte care am adus acești da? căței, aveți voi. Cum se numesc acești oameni? Ca o denumire? Eu le spun Samsari. Samsari se cheamă. Ăsta era și gândul meu, dar n-am vrut să-l pronunț. Deci, e da? atâta timp cât. Foarte urât, faci, foarte urât. Faci. Domnul trafic, da. dar wow. să nu uităm un lucru. Deci, nici ei nu ar avea obiectul activității dacă nu ar n-ar avea cerere. Dacă ce? Dacă nu ar avea cerere. Păi bine, dacă nu ar fi, dacă nu ar avea, Dacă nu ar exista uh, păcăliți, cum a fost uh, băiatul meu, care și-a luat pomeranian cu 500 de euro. Da, stați să dacă Recomanda... toată lumea își dorește și sigur că apelează. De acord. Nu să știu că l-ai samsar. Dar un viitor stăpân responsabil, primul da? lucru pe care trebuie să-l facă în momentul în care, bun, uh, vrea să-și iau ia un cățel, eu, Celor care au venit și au, mi-au cerut pui de la mine, au fost într-adevăr unii care au spus, nu, am încredere, mi-l aduci. Nu, vină, să vină la mine să vezi măcar mama. Pentru că nu pot să țin în apartament și uh, cățeaua și uh, masculul măcar atâta lucru să-l vezi. Nu, nu recomand nimănui să meargă pe încrederea asta. Lasă că mi-l aduce și mi-l lasă cine în ce parcare sau oriunde. Vină să vezi cu ce cumperi. Da, adevărul este că dumneavoastră ați făcut la fel. Chiar dacă a fost așa poveste minunată de Crăciun, ați venit cu, cu mama. Cu mama și cu puiul. Și chiar acum a... Uite, îmi dau seama că atunci mi-am pus întrebarea, dar oare de ce o fi venit și cu, cu, cu câinele, cu mama. Mama a venit întâi la mine, m-a mirosit, s-a uitat, s-a vreo două, trei ori, a venit, m-a pe mână și abia după aia s-a dus la pui, s-a dus la pui, pui era pe o băncuță și împreună cu puiul a venit la mine și din momentul acela, Vă aduceți aminte? Deci puiul s-a așezat efectiv la picioarele mele și n-a mai plecat de acolo. Deci Meli s-a dus încolo, încoace, s-a jucat, o mai venit pe la noi, dar cățelușul a rămas acolo. A fost ca un fel de... așa am zis eu atunci. Deci mama a venit întâi să mă scruteze, să mă să vă scaneze, să vadă cine ești. Mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Și mai există o vorbă între crescătorii de câini. Nu stăpânul își alege câinele, câinele își alege stăpânul. Da, stăpân. am văzut lucrul ăsta, da, sunt de acord și pisicile la fel fac. da. Recomand uh, viitorul stăpân de câini, pisici, uh -huh. înainte de a-și achiziționa un animal, în primul și în primul rând să documenteze foarte bine. La ce mă refer este să văd dacă îl uh, pot întreține cum trebuie. Bun, îmi doresc. Părinții să se gândească este minunat să putem oferi copilului nostru animalul pe care și îl dorește, dar să fie la vârsta la care îl putem să-l să, -l, să, -l, să -l poată să-l plimbe, să poată să se ocupe și, și să pună regulile să fie stricte. Adică, ok, adică. am cumpărat câinele, da? da. dar nu după două săptămâni. Pentru că am întâlnit foarte multe cazuri, care câinele a fost cumpărat pentru copii. După două săptămâni, copilul s-a plictisit, iar părintele a rămas cu animalul pe cap și o trebuie să o ocupe. Eu nu spun că nu, dar putem să ne interesăm, să mergem uh, uh, cu copilul la diferiți crescători adevărați, să intre în contact, să stea mai mult timp cu, să vadă, să meargă acasă, să vadă ce implică și revenim la povestea de început pe care o spunea domnul educația. Rar. Educația. Și ce educația. implică toate chestiile astea? Adică nu-i suficient aia. să te duci la grădiniță, la școală, zi, acesta este un cățel, aceasta este o pisică, asta e o vacă. Și okay. se pe panou și cum să tu? scrie. Deci arăți acolo, nu, 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 tată, vino, vezi, miroase, pune mâna, vezi cum e caca de la uh, cățel, de la pisică, de la vacă, cum miroase, cum e aia, care are păr, că mai și Apropo de chestia asta, am, uh, acum vreo 2-3 ani de zile, a venit o mică la mine și l-a spus: Fetița mea vrea să facă mediu veterinar. Fetița care era clasa 11, nu era uhum, chiar uhum. mică. Și am zis, ok, îi plac animale? Da. Bun. Eu, săptămâna, la sfârșitul săptămânii, mă duc într-o Dar... fermă de vaci. Hai cu mine. Bun. Dacă are plăcerea, poate să vină cu mine să vadă și, pentru că meseria de medii veterinar nu implică numai când și pisici. Mai intră și o vacă, și un vițel, și un porc, și un bău. Pentru că la medicină veterinară un vrem să vrem învățăm șapte specii. Da. După ce a fost în fermă, și-a dat seama că de fapt nu se face medic veterinar, că n-ar trebui să. A zis că nu. Și uh, s-a reorientat. Spre medicină umană spre cu totul altceva. A, deci are deci de tot măcar medicină n-am mai Foarte făcut. De-aia, bun, ok, sunt multe domnișorici care stau la oraș și vor să fie medici veterinari. Ok. Dar nu implică numai când și pisici. Absolut. 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 Educația... Da. Am avut ocazia cu vreo 2-3 ani în urmă, 3 ani, 4 ani, să asist la o fătare uh, a unei, mă rog, era o vacă în... acolo, mai erau mai multe vaci, vorbesc și eu prostii acum, mai multe vaci, era una absolut minunată, o iubeam foarte tare și vaca aia a născut greu, avea o problemă mare de tot era foarte frig doctorița nu reușeam să o chemăm din cauza că nu aveam semnal erau doar doi muncitori, aia disperați m-au pus ochii pe mine și a zis, ești femeie ajută vaca să nască unde să ajut vacă? că eram disperate, eram speriate, eram în toate felurile și a fost așa o chestie într-adevăr lucrul ăsta nu, n-ai cum să-l probabil că vin din... din interiorul nostru de undeva, din ancestral, de pe timp, nu știu. Cert este că m-am spălat bine pe mâini, mi-am suflecat mânecile și am zis ok, asta e și am băgat mâna, mi-am -am dat seama că trebuia să fac o rotire. Am zis Doamne ajută, am tras, a ieșit puiuțul de vițel normal, dar nu faza asta a fost. Bine, emoția a fost extraordinară, tremuram vargă, nu vreau să vă spun cum. am eu plângeam, vaca răgea, toată lumea striga la mine, haide trage, 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 în sfârșit. Ideea a fost că vaca s-a întors și efectiv m-a spălat pe față, m-a lins și mi-a atins cu botul mâna, a fost așa ca un fel de... de-ți mulțumesc, nu știu, săraca era niște dureri crunte. Adică mă întreb așa, voi dar dacă n-ai o leacă de dragoste și asta, sigur că intervine și senzația de scârbă și de frică și de... Dar ce treaba am eu cu vaca? N-am înțeles, eu nu sunt medic. De unde până unde să fac eu chestia asta? Este, este ceva, într-adevăr, nu poți să fii medic veterinar sau medic uman dacă nu ai acel ceva. Domnul doctor, ați avut situații, cazuri în care, într-adevăr, acolo, la, la dumneavoastră, la cabinet, când pur și simplu ați fost pe viață și pe moarte cu animăluțele? Da, pentru că în momentul în care proprietarul are nevoie de tine, e clar că are problem. Și vine cu animăluțul de multe ori și în stare critică. Și atunci tu trebuie să faci tot ce stă în putere, ca să ajuți, că de aia vine. Au fost uh, cazuri căței care au trebuit să-i încălzesc, că le scăzute temperatura mai mult decât uh, și atunci intră în șoc sau fac de la diferite uh, și de la vaccin poate să facă șoc anafilactic sau de la anumite substanțe și atunci dacă nu intervii repede. Se asfixiază și... Da, 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 moare. Și atunci... intervi Zic unii că animalele n-au suflet. Așa se zice, așa zic oamenii. Eu da. am alte păreri, mă rog, părerile mele sunt părerile mele. Cert este că am avut ocazia să văd ochi de animale, ochi de păsări care plâng, care îți mulțumesc, care lăcrimează, care spune exact câtă durere au în ele sau că se întâmplă ceva. Atunci n-ai cum să treci pe lângă ele nepăsător și să spui eu sunt spirit, eu sunt om, tu ești uh, un animal de companie, tu ești ceva de da să-mi ții mie companie. De acord, îmi ții companie, te mângâi, te drăgălesc, mă joc cu tine, nu știu ce dar uh, au o sensibilitate și o simțire care de multe ori depășește aceea de om. Da. Greșesc, doamnă doctor? Nu. Uh, știți cum se spune că la un moment dat câinele îi împrumută din comportamentul stăpânului. Uh, celebru actor Toma Caragiu, de exemplu, avea un caniș care semăna într-un fel cu el și dacă uh. îi vedeai din spate cum merg, da, nișu, am cumva, și din da, uh, da, am văzut și din astea. Da, am văzut. ca și el. Ba chiar uneori spun și regăsesc la noua comportamente de ale mele și am zis deja stai puțin. Nu, cine nu n-a cine nu, avut de-a face în mod direct cu un animal... Nu are de unde să știe lucrurile astea. Ce vreau, să vă întreb, doare. ce vreau să vă întreb, pentru cazurile acestea de forță majoră extreme, cum e cel pe care vi l-am povestit cu tinerii care, mă rog, au nenorocit acel câine sau dau foc, unde trebuie să ne adresăm? Unde trebuie să strigăm după ajutor? Unde trebuie să spunem, uite ce s-a întâmplat? În momentul de față, în afară de poliție, nu avem. Și poliția ce să facă? Ce face poliția? Încă nu, Se duce și lor Nu sau știu ce? să fie poliția animalelor. Tu sau vreau să lege fac dat dacă dat există poliția dat dat animalelor, dar să mă fac de toată băcănia. O să râdă de deci telespectatorii eu și o să zic că eu ia, auzi, poliția sunt, animalelor. Există sunt așa în ceva în străinătate? În, în străinătate, da. Foarte tare. Am fost în luna noiembrie în, într-o clinică în, în Anglia. Și vorbeam, în clinica respectivă lucrează și doctor român, și a venit un, un proprietar cu o pisică de 22 de ani. Ca și 22, vânt. de ani? 22 păi de ani? Păi deja depășește ce știam eu. Că... Așa, care medicul i-a explicat, domne, nu mai putem... Da. Nu, nu... Trebuie să o Dacă, asia. acolo, dacă conform legii nu sunt de acord cu eutanasia, nu poți să-i faci eutanasie. Aha. e clar. Da. Și am întrebat-o pe colega, mai bun, de ce nu este de acord să-i faci Uite, mai sunt, erau proprietarea clinicii respective, mai avea adoptate, cred că vreo 100 de pisici. Avea cameră specială, separată, avea om care se ocupa de ele, tot ce de pe stradă. Uh -huh, uh -huh. Aveți pisici tinere aici. dar una din asta nu-i păcat să, dacă tot vrea să aibă. Și a zis, nu. Există uh, Poliția Animalelor care vin, îți fac anchetă. Dacă tu vrei să adopți orice câine, pisică, orice, vin acasă, îți fac o anchetă să vadă dacă tu îți poți permite să ai astfel de animal acasă. Financiar, dacă îți poți permite, să întreții. Chiar în povestea de un caz care <coughs> tot așa a venit cu câinele uh, lovit la picior. Și ce sunt? a întâmplat? că l-am călcat, că nu știu ce. Dar după aia s-a dovedit, de fapt, pentru că ei, ei trec într-un istoric și asta, mm -hmm. s-a dovedit că respectiva persoană mai avea încă 2-3 câini și îi chinuia cumva. Și de-aia s-a întâmplat să vină cu câinele lovit. Și după aia s-au dus poliția animalelor, i-au ridicat câinii și pe el, pe lângă faptul că l-a amendat, i interzis să mai uh, ia alți câini și nu mai avea deci voie. Deci există, adică așa bănuiesc eu, că în momentul în care cineva se duce și cumpără un animaluț, deja este înregistrat acolo, Să știe, imediat vine cineva, vede, extraordinar. E mai... vorba de animalele adoptate. Da, despre animalele adoptate spun. Da. Deci în nu care... cumpărate. Alea care le cumpără, le cumpără Ad -adoptate, din adoptate. Vorbeam eu prostii. Da, alea da. le cumpără din anumite canise. Care deci astea adoptate... Se face o anchetă socială ca la copii. Extraordinar. La noi, extraordinar. Ca să văd dacă poți. Deci totul ține de lege. Nici nu știu Și ce de educație. Spun. Nici nu știu ce să mai spun. Sau Credeți, legea, sau? de exemplu, în, în, în Londra, vulpile se plimbă pe stradă ca și cum ar fi câini. Și nu are nimeni voie să le facă nimic. Pentru că este lege dată. Soția mea a ieșit să ducă gunoiul și să a trezit cu vulpe față în față. s speriat. a speriat. <laughs> s speriat. Și îi spune colegă, stai liniștită că nu se întâmplă nimic, nu, doar treci pe aici. Dar ele sunt considerate animale sălbatice. Da, dar sunt. Uh, sau am mers într-un parc unde erau căprioarele, se plimbau. N-aveai voie să mergi cu viteză. Până asta înțeleg. Uh, au vrut căprioarele să treacă strada, s-au oprit uh -huh. toate coloana de mașini și. Așa. Uh, și erau acolo 3-400 de căprioare. adică și le te, te la 50 de metri de ele, vedeai... Da, eu vreau să scot în evidență următorul lucru, că românii sunt oameni iubitori. Așa e natura lor, e așa e sufletul lor de da. oameni iubitori. Ia e o șopârlă, o ai în casă, în casă o îngrijești, ai grijă de ea, nu există. Ai o rățușcă, o găină, cum avea Iulia Albu, marea noastră... Da. În sfârșit prezentatoare de modă. Ce să spun? Ideea este că uh, pădure fără uscături nu există. Uh, ca să ne ducem așa pe un final de emisiune în care uh, să gândim și de bine și de frumos. Să spunem că poate ar fi cazul să, eu știu că, că există asociații, există uh, oameni care se întâlnesc pe uh, în anumite grupuri, de, pe rase, pe în M-aș bucura să știu că există și un, uh, cum să spun, cineva care se ocupe de o asociație a câinilor Golden Retriever și poate chiar domnul Moraru o să facă lucrul ăsta pe cala... Noi vă susținem, eu cu noua vă susținem Cu drag Încercăm în... Încercăm să ne apropiem Chiar este cât... o senzație din asta Simți un pic că mai e cineva Te duci, mai te interesezi mai, mai relaționezi schimbi Mai o... Justicez, schimbi o, o experiență o... O... Și mai era o problemă pe care Vroiam să, să vă spun la amândoi sentimentul acela că ai unde să dai un telefon să cer un ajutor, o întrebare, în afara medicului, specialistul, dai telefon la doctor, doc, spui, știți, cu tare, cu tare, vină să te văd sau uite, fă așa. Dar sunt alte lucruri, uite ce am pățit. Uite că nu, nu știu cine m-a înjurat de cățel sau nu știu ce fac. Că mi-e frică să mai ies pe acolo că mă pândește la și nu... Deci eram pe strada, pe... Cum se cheamă străduța asta între uh, centrală și sub pasaj? Sub pasaj. Uh, Vineri! bătea vântul tare, început să iarăși viscolo. Era nebunie ce era pe acolo. Eram cu 9, acolo uh, e pavajul un pic alun, aluneci. Lunec. Așa. Ea aluneca cu gheruțele că era dat pe jos cu nu știu ce. Și o stăpâneam destul de greu. Și din față a venit un tânăr cu un. Doberman, un pui de Doberman, dar tânăr Dobermanul și se vedea că era foarte bine școlit pe luptă. Așa. Și sigur că l-a smuțit iau. Nu era atentă la mers, n-a sesizat câinele. Și asta să se repea de câinele la, la cățelușă. Ea, în momentul ăla l-a sesizat, a reacționat și -o a lătrat. Normal că și-a arătat și a, și a Am văzut că are și nou acolți. Așa. Și tipul agresiv, în continuare și în limbaj și în atitudine, tot du-te iau și mă rog, cu vorbe urâte, făi, dă -i cu tare. Nu a început să latre, eu nu lătram, dar eram și eu aproape. Așa. Și m-am supărat foarte tare și am spus băi, nu se poate, adică ce e asta? Din păcate, la ora actuală, Ce se întâmplă? singura soluție este 112. Vis-a-vis -vis de cazul pe care, de care spuneți dumneavoastră. Și ce să spun la 112, domnul Murar? Ce Simplu. să le spun? Ce? Că un individ. Deci, aici există, în această ordonanță de care spuneam, 55 din 2002, se referă strict la câinii cu potențial agresiv, care, pe lângă lacunele pe care le are cu duiumul, în aceastu... Pe lângă da, lacunele da, care există da, în această da, ordonanță, există câteva lucruri uh, foarte clare. În primul rând, sunt specificate cele 12 rase recunoscute în România cu potențial agresiv și ce, uh, cine este obligat să meargă cu câinele cu bodniță. Ăsta nu avea bodniță, eu sincer nu mă pricep încă încep acum să studiez să-mi văd cum se face cum, mă rog toate lucrurile astea vreau să fiu uh, foarte atentă la fiecare detaliu dar câinele la mi se pare că trebuia să poarte clar botnic e clar rasa Doberman este între yes, cei yes, 12 cele 12, 12. da 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 știu știu deci era efectiv legi. foarte tânăr și foarte agresiv era, mai se vedea mult, că era pus pe mai mult în această ordonanță Caftala. Se specifică foarte clar că persoanele care încurajează agresivitatea câinilor vor fi pedepsite. Deci, asta este asta, un lucru bun în, această, în aceste am două país. Nu mai au sezizat o și niște oameni din jur. Dar. Vânt era, ger era, viscol era, furtună, zăpadă, se alunecă, asta e situația. Și na, oamenii săraci, ce să mai e, un singur nene a intervenit și a zis du domnule cu câinele, mai nu vezi că ea agresiv. Și a început să vorbească urât, să spună tot felul de porcării și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă societatea ar amenda astfel de comportament... Mm -hmm. Ceilalți, ați văzut, de obicei nu prea se bagă. Când te vede în astfel da, de situații... Da, asta este o chestie pe care n-am să pot să o înțeleg. Efect. Nu se bagă. Chiar nu înțeleg. Bagă ca pământ și pleacă da, mai departe. Da, se da. se mai, departe. mai repede, da. În momentul în care, dacă interveneau 3, 4, 5, 6 da. și la toți, la toate astfel de cazuri, intervine societatea civilă, cei din jur, atunci... A, Cumva, cumva, cred că s-ar mai urni Să nu credeți cumva? că nu m-am temut. Pentru că eu am intrat imediat la un magazin de telefoane și am, pus, -o, am lăsat-o pe noua în colț. Că culmea, întreb, am voie să intru pentru că m-am trezit, am vrut să-mi cumpăr o pâine și nu, am, nu vă spun cum m-au spurcat din cap până în picioare. Și atât am spus, dar este vaccinat, e mai vaccinată decât mulți dintre noi. Dar dați-mi o pâine pur și simplu n am vrut să-mi dau pâinea. Sau în altă parte zic, stați acolo! Păi frate, dar ce am lângă mine? Am un cățel! n am venit cu un hipopotam, n am venit cu un dinozaur, un cățel. Adică, de ce în străinătate este posibil să intri cu câinele, să-l pui în uh, aia, mă rog, cum se cheamă Sau să-l lași să Așa? meargă pe propriile Merge pe lângă tine sau stai acolo că-i puiuți? Și nu zice nimeni nimic, chiar la mine aici nu. Oh, stau cu... o oh, fi având gripa aviară. Dar ați, încercați, ați încercat să intrați în magazin alimentar. Dar nu, eu vă, eu, vă, eu vă, garantez că același mai... lucru se întâmplă dacă încercați să mergeți la un magazin de pantofi. Nu mai intru nicăieri cu, el, am, cu ea, am lăsat-o, am dus la o farmacie, am legat-o acolo. E foarte adevărat că doamna era acolo și eu vorbeam cu ea, că eram cu capul să văd dacă nu pleacă noua, nu, nu mi-o fură. nu. Da, vorbesc serios, mi-era frică să nu mi-o fure. Na. Golden? Deci, nu știu cum să spun. Da, nu, suferim încă foarte mult la capitolul educației și începând de la grădiniță și terminând cu da. bunicii care okay. cu, cu nepoțeii de mână te vede că ești cu câinele și câinele trece pe lângă el ca și cum nici n-ar exista și totuși îi bagă în căpșorul copilului. Uite, vezi, ăla te mănâncă, ăla îți face, ăla îți Da, așa Nu este. e normal. Haideți eu... să terminăm emisiunea pe o notă cât de cât mai pașnică și mai fericită și mai plină de, de umor și să îl întrebăm pe domnul doctor. Ce părere aveți, domnul doctor? O să se schimbe ceva în România? Apropo de povestea asta, eu nu vă întreb alte lucruri. Eu... Uh... Speranța am, pentru că sper ca tinerii care acum sunt la uh, 3-20 ceva de ani uh -huh. să poată să-și educe copiii, să, să conviețuim în cea mai bună da. Da. armonie cu natura. Și mai ales cu căței și pisicile, și sper să să ne vină cumva mintea la cap, să dăm acea lege de care e, am avea nevoie și să facem educația necesară da. ca să ajungem să nu mai fie. Câini fără stăpân pe, pe stradă, pisicuțe. Iar în momentul în care ne asumăm acele uh, responsabilități să creștem cât mai bine și să educăm cât mai bine câinele, că e metis, că e de rasă, că e de... Nu contează. Uh, am văzut chiar metiși care erau mult mai bine educați decât uh, Da, așa. -i. Am văzut. anumiți câini de rasă. Am văzut, da. Am văzut contează foarte contează mult stăpânul. de stăpân. Foarte mult contează. Și pe dumneavoastră vreau să vă întreb, aveți de gând să înființați în Bacău o organizație, o asociație, o ceva, nu știu, pentru Golden Retriever? Uh, eu am început încă de când am adus-o pe mea în țară, am deschis o pagină pe, pe Facebook, uh, Retriever Fan Club Bacău. Așa. Iar în Retriever Fan Club am spus, începând de la binecunoscutul, dar neștiutul labrador pentru că toată lumea confunde labradorii cu goldeni mm -hmm. flat coat retriever și golden retriever. Deci tot ce înseamnă retrieverii care au cumva aceeași descendență. Pagina există. Am încercat pe toate canalele pe care le-am avut la dispoziție să încercăm să ne grupăm cumva. Chiar am făcut și invitații pe pagină să încercăm să găsim o, o oră, un loc mm. în care să ne putem întâlni, schimbăm experiențe, ne cunoaștem, vedem mă, ce înseamnă, mă, nu neapărat Golden Retriever, da, mie mi-e drag și iubesc, câinele. Câinele, da, da. Pentru că, uite, noi ne întâlnim în uh, general seara pe la ora... 19, 19, 30 pe platforma din fața casei de cultură și mai vin și alți câini acolo și se joacă cu Și nu toții. numai câini, Sunt dar super. vedeți că, vedeți că se adună și, vin copii. Vin copii, vin copii și se joacă. Nu, trebuie să, să vedeți povestea asta neapărat, neapărat trebuie să o vedeți. Vă mulțumesc foarte mult, Mulțumim, vă urez succes în toți, aveți grijă Mulțumim. de bebei și dumneavoastră de așa și pisica mea, puiuțul meu de pufos, abia l-aștept. Pentru că noua, cățelușa mea, care are pagină pe Facebook, se cheamă Noua Noel, este o minunată. Am găsit un porumbel... Cred că a pățit ceva, a înghețat, nu știu, cert este că i s-a răsucit gâtul, nu înțeleg ce se întâmplă, că oricum pare că e ca la exorcism, adică îi să întoarce capul fix în partea aia la m-am speriat de groază l-am luat acasă și îl țin undeva în ideea că am să ajung cândva la domnul doctor să uh, vadă ce se întâmplă cum s-a întâmplat a ieșit din cușcă din cutiuța aceea și -a, eu n-am înțeles ce face, dacă i-am dat porumbelului să mănânce, are apă, e curat e ok, Mamă, mă mai duc, mai joc cu el adică mai vorbesc cu el Sfârșit, nu, joc, nu te supăra mai frate cu el dar cert este că a intrat în reverberație și a alergat. Când la porumbel, când la mine, când și scâncea și nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Când m-am dus, porumbelul căzuse din cutie și era atârnat, nu știu cum. Și nu se tot chinuia cu nasul să ridice porumbelul în sus și nu reușea. Și era agitată. mâna l-am pus, a venit și mi-a lins mâna. Dragilor, vă pup și aveți grijă de voi.